Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Liber să alegi. Avem plăcerea de a fi din nou împreună cu dumneavoastră pentru o oră, timp în care veți avea ocazia să vizionați noi materiale interesante. Deschidem emisiunea de astăzi cu un reportaj despre limbajul românilor în zilele noastre și vom continua mai apoi cu un interviu pe care a avut amabilitatea de a ni-l acorda cunoscutul interpret canadian Rob Berg. Românii sunt cunoscuți în lume pentru că dețin locuri fruntașe la cele mai ciudate statistici. Una dintre acestea pare că este limbajul obscen folosit în fiecare zi. Ne-am obișnuit să înjurăm așadar cu fiecare ocazie și în orice împrejurare. Și totuși, fiind o națiune creștină, să nu uităm, Biblia spune că ceea ce iese din gura unui om este ceea ce îl spurcă. Și atunci, care este soluția? Nu pierdeți materialul deschiderea emisiunii noastre de astăzi. Definiție. Unitate fundamentală de comunicare, sunet sau grup de sunete care definez ființe, lucruri sau idei. Cuvintele. Le folosim atât de des încât le omitem importanța sau puterea. Ne place să pălăvrăgim ori în șir, uneori cu rost, alteori fără. Doar areori realizăm un lucru esențial. Fiecare cuvânt ne face responsabili. Limbajul posedă, și lucrul acesta este foarte interesant, posedă o anumită putere. Posedă o energie. Forța cuvântului este paralingvistică. Altfel, cum ne-am putea explica lirica lumii? Toate poeziile excepționale care s-au scris și în toate s-au folosit cuvinte, dar cuvinte care sunt mai mult decât cuvântul, comunică mai mult decât comunică. Socrate, înaintea morții, spunea lui Criton, îi spunea așa că reaua întrebuințare a cuvintelor face rău sufletului. Și vă spuneam despre puterea și slăbiciunea cuvântului, pentru că în cuvânt stă putere și slăbiciune. Și aș vrea să vă dau un citat din Arghezii care mi se pare foarte, foarte semnificativ. Arghezii spune așa: un cuvânt cântărește un miligram, și un alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui și înnecat în patru silabe. Cuvinte întunecate ca grotele și limpezi ca izvoarele, cuvinte fulgi, cuvinte metal. Într-un cuvânt se face ziua, în altul se face noapte. Cuvintele scapără ca pierile sau se moi ca melcii. Ele te asaltează ca viespile și te liniștesc răcoarea, te otrăvesc și te adapă. Biblia spune că ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Atât aici, în viața aceasta, cât și în viața viitoare. Dacă noi semănăm cuvinte de ură, cuvinte de judecată, vorbire de rău, vom ajunge să culegem aceleași lucruri aici. Pe lângă acesta, specialiștii spun că 5 minute de mânie, spre exemplu, consumă energie cât 8 ore de muncă. Și datorită vorbirii negative apar și boli fizice. Mai este un aspect apoi de natură eternă. Tot Biblia afirmă că va veni vreme când oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice cuvânt nefolositor pe care l-ar fi rostit când erau aici pe pământ. Și apoi tot Domnul Iisus continuă: din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osânit. Deci vorbirea noastră are consecințe pentru acum și pentru eternitate. De multe ori folosim puzderie de cuvinte și deseori cuvinte goale. Folosim cuvinte multe într-un pustiu de idei. Flecărim, trâncănim, pălăvrăgim, hodorgim. Folosim cuvinte goale, clișei care ne amintesc de limba de lemn sau limbajul de lemn de pe vremea comuniștilor. Vă aduceți aminte că atunci erau niște asocieri de cuvinte care se repetau la nesfârșit. De exemplu, să facem totul, mult iubite și stimate, într-o vie și de plină unanimitate, cele mai alese sentimente de prețuire și nețărmurit respect. Asta se vorbește de limba de rumeguș sau de limba de polistiren, în care e vorba de multe vorbe care ne aduc aminte de Cațavencu din
o scrisoare pierdută, multe vorbe umflate, dar fără acoperire în idei. Folosim cuvinte la modă. Pașoptiștii abuzau de franțuzisme, contemporanii noștri abuzează de englezisme. Foarte multe cuvinte din limbajul anglosaxon au intrat în tiparul vorbirii zilnice. Suntem trendy, suntem cool, ne schimbăm look-ul, cineva e Dexter, altul e antamat și așa mai departe. Nu vreau să continui cu asta. Argoul a ajuns la modă, mai ales în rândul tinerilor astăzi. Muzica e beton, anumite magazine sunt nașpa, băiatul e haios, e fițos și așa mai departe. Cuvinte prin care mascăm realitatea, o îndulcim, o facem cel mai acceptabilă. Astăzi nu se mai spune că i-a furat poșeta, ci se spune l-a ușurat de poșetă sau i-a săltat poșeta. Un senator a intrat în Parlament beat, aproape mor de beat, și ziarele au scris că senatorul respectiv a intrat în Parlament cuprins de o ușoară euforie bahică. Cuvinte prin care falsificăm realitatea, cuvinte pe care le folosim pentru a minți, pentru a duce în eroare, pentru a manipula, să obținem ceva, ca să ne impunem voința, ca să-i folosim și pe alții în propriul nostru interes. Urmă, există cuvinte prin care ne manifestăm agresivitatea. Există o agresivitate fizică, o violență fizică, când lovim pe cineva cu un obiect contundent, și există o violență verbală, în care apelăm la metaforă din regnul animal. Și îi spunem unui om vierme, dobitoc, vită înălțată, și continuăm cu tot felul de apelative. Ne aducem aminte de limbajul de pe stadioane. Foarte multă lume nu se mai duce astăzi la stadion datorită limbajului care se folosește acolo. Ne aducem aminte de limbajul din anumite reviste. Mă refer acum la revista România Mare. Dacă citești un număr, imediat îți dai seama de violența de limbaj folosită acolo în articole. Există cuvinte pumnal, cuvinte care lovesc, cuvinte care omoară. În cartea prorocului Ieremia scrie: veniți să-l ucidem, dușmanii lui Ieremia spuneau, veniți să-l ucidem cu vorba. Astăzi toată lumea e liberă să se exprime și să se manifeste cât mai strident posibil. Suntem cool sau de gașcă dacă pozăm cât mai extravagant, îi dăm bunul simț sau încălcăm regulile. Din păcate, vulgaritatea și violența verbală au ajuns formele moderne de exprimare ale generației noastre. E suficient să te urci într-un tramvai ca să auzi o întreagă gamă de cuvinte murdare. În jurăturile le auzi oriunde, pe stradă, pe stadion, la locul de muncă, în presă. La noi, toată lumea înjură, de la înalții demnitari până la oamenii de rând. Înjurăm de mamă, înjurăm de strămoși, înjurăm de țară, absolut toate le introducem în jurături. Dar eu zic că această practică de a înjura nu este de fapt un semn de înțelepciune, ci este mai degrabă o revărsare de fiere sau o revărsare de lucruri urâte care se află de fapt în ființa umană. Pentru că fiecare om zace de fapt adormită o fiară. Mă gândesc la Lidia Jiga, care a fost o mare de soare la circ și eu am avut ocazia să o văd. A avut un tigru pe care, cu care umbla și se juca cu el ca și cu o pisică. Era tigrul ei preferat. Și odată într-un turneu prin Rusia, la Harkov, în tigrul acesta s-a trezit fiara și deodată s-a aruncat la ea și a omorât-o. În om există asemenea forțe latente de rău, care de multe ori sunt mascate datorită conveniențelor sociale și omul încearcă să se adapteze la mediul în care trăiește, dar într-un anumit moment acesta se pot revărsa. Așa este și cu jurătura. În momentul în care omul se mânie, se rupe un dig, așa cum se rupe un dig la un baraj,
și începe să se reverse un puhoi de cuvinte și printre cuvintele acestea sunt foarte multe înjurături. Care de fapt ce fac? Afectează pe cel din jur, îl rănesc și îl destabilizează. Deci înjurătura este o infracțiune, spune dicționarul. Dacă este o abordare din perspectivă biblică, eu aș asemăna înjurătura cu, sau aș pune pe acel, la același nivel, pe același nivel cu blasfemia sau cu blestemul. Pentru că blasfemia are de-a face cu a vorbi despre lucrurile sacre, despre Dumnezeu într-un mod incorrect, iar blestemul a invoca puterea divină împotriva unei persoane. Repertoriul înjurăturilor românești e unul bogat și plin de diversitate. Injurile noșe fac cel mai adesea trimitere la domenii precum sexualitatea sau sacrul. Înjurăm de mamă, înjurăm de biserică și cu ce, batjocorim și murdărim numele lui Dumnezeu, iar de cele mai multe ori nu vedem nimic în asta. Dat fiind faptul că înjurătura se dorește a fi un mod de a umili pe celălalt, inamicul, cred că cele două domenii, cel puțin până nu de mult, erau domenii importante ale vieții societății românești. Sacru, relația cu divinitatea, respectiv relația de familie. Și atunci, oamenii, ca să te umilească cel mai mult, să te rănească cât pot de mult, folosesc cele două domenii sacre pentru noi, pentru a reuși să ne rănească. Vorbim urât, justifică unii din noi, pentru că suntem frustrați, săraci, needucați sau stresați, pentru că avem necazuri. Însă limbajul abuziv e doar indicatorul unei societăți înapoiate. Iar cuvintele murdare, injurioase la adresa oamenilor sau al lui Dumnezeu, sunt doar modul eronat în care cei mai mulți dintre noi, românii, am înțeles libertatea de exprimare. Cineva spunea că dacă s-ar face un concurs pe teme de jurături, ar fi rămâne fruntaș la ceva. Și, de asemenea, dacă venitul intern brut pe cap de locuitor ar fi în directă relație cu capacitatea noastră de a înjura, ar fi destul de bogați. Cităm câteva materiale și profesorul Pruteanu afirma că românii înjură pentru că sunt latini. O scuză destul de bună, însă ieftină, din punctul meu de vedere, pentru că sunt nervoși. Iar astăzi, în perioada aceasta, pentru că sunt exasperați. Pentru că starea dominantă este una aproape de isterie, spunea dânsul, isterie colectivă. Isteria frustrărilor, a lipsurilor, a invidiei, a violenței generalizate. Dar dacă este să o citesc pe Nicolae Iorga, dânsul spunea, înjosim întotdeauna măreția care insultă. Ceea ce este mai presus de noi, iar noi nu putem să ajungem, să atingem, încercăm să murdărim, să înjosim. Înjurăm mult pentru că, din punctul meu de vedere, lipsește educația. Și nu putem să pretindem educație dacă în incinta școlilor, de la profesori la elevi, înjurătura este la ea acasă. Nu putem să pretindem educație dacă mass media ne bombardează cu vulgarități în fiecare oră din zi și din noapte. Deci nu putem pretinde educație. Mai este însă ceva. Cred că suntem atât de liberi la înjurătură pentru că nu este frică. Nu este frică de Dumnezeu și nu este frică de pedeapsă. Citeam un material foarte interesant. În 1619, dieta de la Alba Iulia penaliza înjurătura publică. În funcție de clasa socială vinovatului, cu un forint pentru nobil și cu 25 de ani pentru țăran. Ori, dacă suntem fideli definiției din dicționar, injuria este o infracțiune, infracțiunea presupune automat și o penalitate. Încă nu am auzit despre penalități pentru înjurătura. De ce înjură românii așa de mult? Avem o cultură proastă, asta este. Deci nu suntem
Acum începe numai dar să ne ajungem undeva la un nivel, dar durează foarte mult. Asta e fiecare la un semafor oriunde zice aia, așa mai departe. Și, de ce? Deci nu avem cultură, am umblat, acum începe numai să ne deschidem. Atât. Nu gândesc, nu știu. Din nervi sau preocupări care nu se gândesc ceea ce spun. Tot timpul nervos, stresați, neajunsurile. Nu știu, probabil sunt frustrați. Probabil de bine ce le este. Nu cred că este foarte bine și atunci trebuie să mai scoată câte o vorbă de duh. Pentru că le lipsește bunul simț și bună educație. Da, prima cauză. Educația din partea părinților și determină și alți factori, de exemplu, modul de viață. Cam astea ar fi cauzele de bază. Lipsă 7 ani de acasă și nesimțiți. Nu știu, în rest, cred că nesimțirea foarte, foarte mare. Probabil fi din lipsa de cultură, majoritatea. Deci, asta e părerea mea. Asta, cu asta se crede mai interesant și mai... ce să zic? O să iasă cumva în evidență. Că-s proști. De tâmpiți. Ce să le mai spun? Că nu, românul nostru nu a fost învățat niciodată să înjuri în art așa hal. Acum mai nou, pe timpurile alea nici un copil. Eu am fost învățătoare și nu mă înjurau. Asta e atitudinea. Asta e un obicei românesc de pe vremuri, de când ne-am născut. Din cauza educației. Că-s părăs, că-s triști. Din cauza educației care este josnică din punct de vedere al mentalității. E o chestie relativă. Sunt care înjură, dar după părerea mea e o minoritate față de ceilalți care au un limbaj decent. Ce momentul în care omul se întoarce la Dumnezeu într-un mod sincer, în momentul acela își dă seama că limba, care este un dar, limbajul care este un dar, nu poate fi folosit oricum. Și atunci el va învăța, va căpta înțelepciune și își va înduhovnici limbajul, ca să folosesc un cuvânt care se folosește astăzi în teologia ortodoxă, își va înduhovnici limbajul. Ce înseamnă asta? Deodată limbajul va fi văzut într-o altă lumină. El va avea puterea de a selecta cuvinte benefice, cuvinte care să mângâie, cuvinte care să zidească, care să construiască relații, cuvinte care să înflăcăreze imaginația, care să ducă speranță. Ce ne spune un sportiv care avea un vocabular foarte murdar? Sportiv de performanță. Era indispensabil echipei, însă datorită modului de comunicare, e foarte greu acceptat în echipă de către colegi și antrenor. Și a impus să își schimbe vocabularul și mărturisea el timp de 10-15 zile reușit. Până când cineva l-a deranjat foarte mult și atunci a răbufnit. Și se pare că ceea ce se adunase în cele 10-15 zile a dat afară. Ce vreau să spun? Disciplina personală este strict necesară pentru un vocabular sănătos. Dar nu este suficient. Citind în Scriptură, mi-am amintesc de noaptea trădării, când Petru a fost confruntat de o slujnică. Știți care a fost afirmația slujnicei? Nu mai încape îndoială că și tu ai fost cu Iisus, cu El. Știți de ce? Pentru că și vorba te dă de gol. Ne pretindem o națiune creștină. După statistici, 80 și undeva 90 ceva la sută suntem creștini. Ca o națiune creștină ar trebui să avem vocabular diferit. Un alt fel de vocabular. Să demonstrăm prin vorbirea noastră, prin trăirea noastră, că suntem cu adevărat urmașii lui Iisus. Putem să ne îmbogățim, să ne schimbăm vocabularul, căutând să vorbim de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să împrânteze viața noastră. Putem să ne
îmbunătățim vocabularul, fiind foarte selectivi în ceea ce privește sursa de unde mă alimentez în fiecare zi sufletul. Spunea Domnul Iisus într-o împrejurare, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimilor, iar omul rău scoate lucruri rele. Putem noi să încercăm a ne disciplina. Dacă natura mea este rea, neschimbată de prezența Domnului, voi reuși o perioadă să fiu un model și apoi voi reveni la vechile obiceiuri. Suntem sclavii frustrărilor și superficialității proprii. Ne place să alimentăm teribilismul în loc să cultivăm lucruri bune pentru suflet. Ne pretindem o națiune creștină și totuși, spune Sfânta Scriptură, dacă crede cineva că este religios și nu-și stăpânește limba, ci își înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Prin urmare, ori de câte ori lăsați să vă iasă pe gură cuvinte fără șir, gândiți-vă că viața și moartea stau în puterea limbii. Rob Berg este misionar de peste 20 de ani. În acest timp a călătorit în întreaga lume împărtășind oamenilor Evanghelia. Fiind și un cunoscut și îndrăgit compozitor și interpret, găsește prin muzica sa modalitatea ideală de a atinge inimile oamenilor. Vă invit să-l cunoașteți și dumneavoastră în cele ce urmează pe Rob Berg. Bun găsit, stimați telespectatori, iată-ne din nou împreună. Astăzi doresc ca dumneavoastră să-l cunoașteți mai bine pe Rob Berg. Spun mai bine pentru că este pentru a doua oară invitat în studioul nostru. Este un îndrăgit misionar și interpret, cântăreț. El își compune singur muzica, scrie și versurile muzicii sale și nu face altceva decât să călătorească în întreaga lume, vorbindu-le oamenilor despre viața lui, despre relația lui cu Dumnezeu. Hi Rob, welcome back. Bună ziua, mă bucur că sunt aici. How are you? I'm very good. Yes, it's wonderful to see you all again. What you've been up to since you last came to visit us in Cluj here? That was 2 years ago, yeah. Almost exactly 2 years ago. I think I've recorded 3 albums since then. After that time I was in Germany, Austria and Czech Republic, but I was home a lot of 2007 recording, and I didn't really travel anywhere except within Canada. But this year I've been making up for it. And I was in Asia for the first time. Really? Malaysia, Cambodia, and Philippines. Well, I'm interested in hearing how was it? Asia, I know, is a very different story from anywhere else in the world. Let me first preface it by saying that this was in my heart for 20 years to be there. Even before my ministry began, which was 87, I think just before it began, I had a really impressed in my heart from what I was hearing about Southeast Asia, especially Cambodia. And it was, it really hit me. And I just knew somehow that God would take me there someday. I never dreamed it would be 20 years after that. I thought it would be, you know, within years or something. But so it was the fact that it took place this year, and being there, especially again, Cambodia, although I had great times in all three countries. Was it a long trip for you? Did you stay a long time there? 2.5 months. Okay, so the time was sort of equally divided between the countries. Mm-hmm. But it was almost surreal, almost like I'm in a movie, in some of these places. When you imagine the history that went on there just a short time ago, especially again in Cambodia, Phnom Penh. Yes. To be there and to be singing and preaching life in Jesus' name to the place that was so heartbreaking only 30 years ago was something really special for me, really special. How are the Christians there? I know there are not too many, and I know they have a hard time. How are they doing? Okay, I'll answer for that for Cambodia, because it's a Buddhist nation, and just from my short 3 weeks there, I learned that a lot of the young people are not too, they're like nominal Buddhists, very nominal. They're not excited about it, they don't attend them, they don't know too much about what it means. So they inherit the fact that they're Buddhist, but kind of inherit the name. They don't live the life according to their teachings. And so they're very open to a vibrant Christian testimony, or if they see something like that, and there are great churches in Phnom Penh especially, and they're growing, they're planting churches outside the city, and I got to preach and sing in some of those churches, and amazing. The story I used to hear when I was in Sunday school happened when I was there. Example one, Sunday in a village about an hour out of Phnom Penh,
I think I was just there incidentally. I mean, I was singing and preaching, but I think it would have was happened anyway. An old lady, about, I imagine she was 70, 80, came at 4 in the morning. She got up, hobbled 10 kilometers with a stick to walk on, to come to church and got saved. She didn't know I was coming, but she gave her life to Jesus that morning. Okay. Whether that was in her heart or something touched her there, but it almost seemed like it was her objective to go to church to get saved that morning. At least it was God's. Did you get to do anything else besides visiting churches and talking to people about Christ? Have you done anything else? Have you had the chance to see how they actually live and things about their culture and traditions and stuff? You learn so much just by walking down the street. Yeah. And if I was a photographer, I would be snapping every 5 seconds just because you're just such life. Life is, in the Philippines as well, life lived on the street. Mm-hmm. Sometimes you sleep there, sometimes you eat there. The streets are just jam-packed day and night with traffic, mostly Cambodia scooters. So, I mean, there's so much to take in, and you're always easy to interact because you're being approached every few minutes. Somebody wants to give you a ride or, sell you something or... Nice people. Unless they're going to sell you something that's not good, which is the case sometimes. Whatever you want, we can sell you. So, okay. You know what they're offering sometimes. Was it up to your expectations, this trip? Oh, beyond. I mean, I only knew it would be special. I was, from my people that I talked to that had been there and said, you're going to love Philippines. Cambodia didn't have as many people who had experience there. Malaysia was also, again, different. But yeah, each place was, there was always challenges, and the heat was intense and day and night. But now that it's done, it's not even consideration. You just think of the incredible times, and I had a good friend from New Zealand, a good friend of mine for a long time. He came with you. He joined me the whole trip, so it was again that was a great thing because it would have been really tough to be on my own there, traveling, just being on your own, dangerous at times, with certain times at night. I'm sure. So that was and that's a bit unusual for me to have somebody join me for a whole trip. So, mm-hmm. Between Asia and Romania, have you been to any other places this year? No, I was those three countries, and then I came home for 3 weeks, and I've been here about a month, or almost going 2 months now. So I'm here till the rest of the year. So that pretty much takes up the year. When did you first came to Romania? I know it was a long time 91. Ago. And since then, you've been how many times here? Well, that was my first time. Now this is my 14th. 14th. Mm-hmm. Well, that's something really... You really like here, something, I guess. There's something pulling you back all the time. There is. What is it? Of course, it's... I could use that as my motivation to come, and I'd come every year. I'd stay longer or whatever. Yeah. But really, my basis wherever I go is God's calling me there. God wants me to be there. So next year, I have impression that I'm supposed to go to New Zealand, Australia, and that'll be most of the year. So that's how I plan my years or my next year, whether it's 2 years or 3 years, I don't know. Mm-hmm. But I just get an impression, Lord, what do you want me to do for after this next trip, next year probably, it's about a year ahead, I'm thinking, and wait for the mission. Was your staying up to now here in Romania productive from your point of view? Yeah, this year. Yeah. For the last month you've been here. Definitely. Everyone is. There's definitely some hard times and some times where more disappointments, but never felt for a moment, probably in any of these trips, that it was not worthwhile. And so this trip, too, I said, see God touching lives. I'll come for one person. God has, one person for me to touch. A good friend in Cebu, or Chesnadia. He's a relatively young believer. He's about 5 or 6 years old in the Lord. He just got a heart of gold. He's kind of I consider him not only a good friend, but he's a little bit of a mentor for him. Mm-hmm. And he asked me that. So even just to spend the time with him is worth coming for. Mm-hmm. Let alone, the ministry. I've been in camps, concerts, and sing and preach in the services. So there, God has showed up every time. And when he does, when God shows up, people are touched. I mean, it's not me. I'm just being where I need to be, or at least me. God shows up. You let yourself be used. Yeah. By the Lord. The Holy Spirit touching hearts, and could be young, could be old, could be kids, could be unsaved, could be Christians who are, been Christians a long time. I just love it. That's why. How many years have you been a missionary now? Almost 21. December will be 21 years. Are you tired? At moments, but never tired of doing this. People keep asking me. So you plan to do it for a long time from now on? Well, my plan is just as long as God gives breath and doesn't change my course, which he has that freedom, but I don't think God does that often. He doesn't
jerk us around. You know, he gives us, I think, course to our life, and for this time and for his unforeseen future, I'll keep doing this. At times I'm tired, but I'm more and more motivated by, it's really the things I preach about. It's a life I'm living that I preach about this great journey, this great story of romance, adventure, battle that we are involved in as Christians. Many people don't get it. That's one reason I think God has called me with that message, to see a bigger picture. We're not just, you know, going through our daily routines, waiting for heaven and trying to be little Christians. Yeah, right. Trying to share a little bit of Jesus. But, you know, that's fine, but it's such a small vision. And there's so much more happening if we just stop, you know, let open our eyes of our heart and see it. So, and through it all, I agree with you. And I believe that music, your music, the music you're bringing to people, is a way of touching their minds and their hearts. Music, I think it combines all very well together. Things that touch hearts, you know, music is obviously one of them. In any culture, stories, you know, movies, beautiful sunsets, beautiful nature, these things, all, besides God's word and, you know, being in church, those are sort of obvious ones. But I think if we realize God is speaking all the time, and again, through music, opens a door to the heart, that if you can bring truth with that, I mean, it's powerful. And God knows that. That's why he gave us these things that touch our heart. We give music, stories. With all the experience you got until now in these 20 years, I'm sure you have so many memories, so many things you've done. Have you ever thought about writing a book about everything you've been through? Maybe teaching people with that too? I think it would be interesting. I mean, not many people do what you do and for this long. I think at some point in my life, maybe when the travels have slow down, maybe when I'm 85 and I can't carry my heavy bag anymore. Maybe, yeah. I thought about just, I keep a journal every time I travel, and I would love to do that if, again, God says, you know, that's, because I think, again, stories touch our lives. The stories in the Bible, you know, we don't just read it for history or for information or for memorization. We read it because it's full of stories that stress. And your life, my life, or life of everybody who's following this adventure is something to pass on. So you could write a book. I could write a book. I would love to if God gives me the opportunity. I haven't been in so many places you've been. I was thinking about asking you, besides writing music when you're home, what else do you like to do? What do you do there? You live in Canada. I think it's a gorgeous place where you live near Vancouver in a small town you just moved. How is it life there, and what do you like to do in your spare time besides music? It seems fun, but I have more spare time when I'm traveling than at home. Because on the road, I'm doing concerts, you know, maybe writing songs as I'm inspired. But and a few friends to meet along the way, and traveling. They're pretty simple compared to life at home, which is, okay, all these bookings and recording, and then making sure the CDs get to and promotion and distribution and looking after your own house and things, you know, details. Other than music, any hobbies, anything else? I love movies. So, I mean, one of my favorite things to do, and it's not a great hobby, I'd say, just I love doing it when I get a moment, is going to shopping at secondhand stores for the movies. And okay. DVDs or, you know. Really old classics. Classics are just good movies that, you know, been around a while, and or sometimes not that long, and you find them. Of course, they're cheap there. So. But as far as, I mean, sports, I love sports. I love playing soccer, baseball, squash, anything that's recreation, go throw a frisbee. I would love to do that. It's just, again, because I'm away so much. When I'm home, it's, you know, to find me, okay, just free to do that is not so easy anymore. So, and my time is quite limited there, so it's, visiting family is important for me when I'm home. Okay. Spend time with my mom, you know, who's 86 now, so. Mm-hmm. Yeah, she's a great lady, a woman of God. So. So you've been writing 3 albums until we last spoke. Recorded albums. Yeah. Recorded, yeah, right. But you, the music and the lyrics belong to you. So, is it okay in English if I say it so? Yes. Write it. Okay. You're teaching me now some English also, and I want to ask you, where did you take the inspiration for these now? The songs for this. Yeah, for these 3 albums. I have one here called The Journey of the Heart. I'd love to hear a song from this album, if you could sing for us just a little bit later. Sure. Maybe after you tell me, where do you get the inspiration from for these songs? Lots of lyrics, lots of good music. I've heard it. Mm-hmm. Well, you know, sort of relates to your question, do I ever get tired of this? Yeah. Things I write about are what is it. I mean, think of these themes of the greatest romance
of all time, the greatest battle of all time happening right now, and the greatest adventure that we're somehow involved in. If that doesn't give you inspiration to, you know, if you're a writer, to write, or if you're a dreamer, to dream, if you're, or anything, if this doesn't give you inspiration, I don't know what will. So this continues to be my greatest inspiration, and the songs I write are more and more focused on those three things, and how I fit into it, and the struggles I have with it, and life that's involved in it, including romance on a horizontal plane, human relationships. And so I love to write about those things. Sometimes the lighter side of life, you know. We love to laugh, and we love, you know, we're a pretty serious bunch to start with, so I think it's, my family's, we have a good balance. We crack up. Glad to hear that. Do you have a favorite song from this album that I have here? Well, the track, probably, I don't know if it's the favorite, but it's special in some ways because it sort of sums up what I'm trying to say, what I'm trying to live. It's mm-hmm. called Journey of the Heart, mm-hmm. which is, to sum up, it just says we need to live our life from our hearts, not just a sense of duty, not just because it's right, but because it's not only right, it's everything I long for, everything I dream about, and it requires all the courage from my heart, love from my heart, and conviction in my heart. So can't do this without the heart. Can't be a Christian without the heart. And yet, I think many people... love this picture, and I love the idea and the thoughts of this song. Do you know what I want to talk about now with you about the awards you went to, about Maja Awards? So that our viewers can know about these awards, few things, can you tell us who organized it, where do people come from to it, and what section it has, and sections and stuff like that? Just briefly, there's at this moment, there's two award groups in Canada that represent gospel music and over the country. One is called the Covenant Awards, or the Gospel Music Association of Canada. They've been around quite a while. Maja Awards, they've probably been around a while as well. I only learned about them in the last 2 years, and I only entered my music into their awards last year for the first time. So with Maja, I mean, I've received nominations with Covenant Awards, having won once way back when, 99, for a song of the year then. Congratulations. That was a while ago, but thank you. And since then, I've got a few nominations, you know, this year, maybe not next year. Haven't won since then. The Maja, I entered the album called Love on Purpose last year, and it, to my joyful surprise, it got 7 nominations and won 2 for, well, one of them you have a big part in. I think actually you have all the part in. You filmed the video for me, called Proposing, and that won Video of the Year. We didn't even know you signed it for contests. Well, so we were really happy when you wrote us back. Hey guys, did you know you're in a competition now? Yeah. And well, we're honored and we're glad that happened. And I mean, just to be nominated is also great because there's, I mean, Canada is not a huge country population-wise, but there's some wonderful talent there, and just to be named among them is a great honor. Yeah. And the other prize was for what? For production of, or producer of the year, which again I share with for the same album. Mm-hmm. Mm-hmm. I share with my a friend who's. He does actually the heavy load of producing, mm-hmm. So a lot of the credit goes to him. That Chris Jans is his name. Do you plan to go easy at this contest every year? Well, I shouldn't say I plan to. I mean, I take it every year as it comes, and okay. I try to. I'm recording almost an album a year, or sometimes a bit more. Mm-hmm. So I think, yeah. If I mean, I wasn't around for those awards. One of them takes place in a few weeks again, next month. I'll be in here still, so I'm not always able to attend. That's not a priority to attend them for me. Even to enter them is not a priority, but it's a good thing. It's if it opens a few more doors, more people you might hear about it or buy the album, and rather than make me a star, which is not the goal, but open up their hearts maybe to hear the mm-hmm. words of life and songs that might touch their hearts, maybe more open doors for churches to minister in or preach in, maybe more, not just churches. Yeah. You know, halls, pubs, whatever. Well, way to go. Thank you. Mm-hmm. I'd really love to hear another song from you. So I'm going to say goodbye to our viewers, and then we're going to finish with you singing any song you choose, okay. Any song you want to finish with. Îl vom asculta așadar pe Rob în încheierea interviului nostru, încântându-ne cu încă una din melodiile sale. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi, sperăm că v-a încântat ceea ce ați auzit pe spunând. Nu pierdeți următoarea noastră întâlnire. Până atunci, vă lăsăm în mâna Domnului. Să ascultăm acum pe Rob. Okay.
Și-am nevoie de tine, ești iubire pentru mine, nu e el domn sau cineva. Te iubesc întotdeauna, veci de veci întotdeauna, viața mea e una ta. Oh, how I need you, Jesus. I'm holding on regardless of what may come day to day. Deeper than my emotion, deeper than any ocean, here from my heart of hearts I say. I'm living in a dark world, but in my heart is your word that gives me light and makes me shine. Nothing can separate me now from this love that saved me, for I am yours and you are mine. To me, you are that wonder, you're everything I long for. Chien de Bertine, ești iubire pentru mine, nu e domn sau cineva. Te iubesc întotdeauna, veci de veci întotdeauna, viața mea e o lună ta. I place all my hopes in you, and in your word to come true, I'm looking for another land. I watch for your soon coming, give strength to my fear running, oh, what my life is in your hand. To me, you are that wonder, you're everything I long for. Chien de Bertine, ești iubire pentru mine, nu e domn sau cineva. Te iubesc întotdeauna, veci de veci întotdeauna, viața mea e o lună ta. Și am nevoie de tine, am nevoie de tine, și am nevoie de tine. Oh, how I need you, Jesus. Și am nevoie de tine, și am nevoie de tine, și am nevoie de tine. Oh, how I need you, Jesus. Și am nevoie de tine, și am nevoie de tine, și am nevoie de tine. Oh, how I need you, Jesus. To me, you are that wonder, you're everything I long for. Și am nevoie de tine, ești iubire pentru mine, nu e el domn sau cineva. Te iubesc întotdeauna, veci de veci întotdeauna, viața mea e o lună ta. Și am nevoie de tine, ești iubire pentru mine, nu e domn sau cineva. Te iubesc întotdeauna, veci de veci întotdeauna, viața mea e o lună ta. Mai bine, și am nevoie de tine, ești iubire pentru mine, nu e domn sau cineva. I need you, te iubesc întotdeauna, veci de veci întotdeauna, viața mea e o lună ta. Yeah.
am ajuns la finalul emisiunii Liber să alegi din această săptămână. Vă încurajăm să ne contactați pentru sugestii sau comentarii pe site-ul sau la numărul de telefon afișate de colegii mei acum pe ecran. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră și în același loc. Până atunci, să aveți un timp binecuvântat. La revedere!